apel în dispeceratul 112 cu privire la acest incident. S-a așteptat la ora 10 și 18 planul roșu de intervenții. S-a intervenit cu toate forțele care au atribuții, respectiv 262 de persoane, 16 instituții, 66 de mijloace. După cum ați văzut, s-a intervenit în dinamică, 13 victime, 11 bărbați, 2 femei, 3 victime în stare gravă, din cele 13, 12 au fost preluate și salvate de Inspectoratul Stației de Urgență de la fața locului, cea de-a 13-a s-a prezentat la Serviciul Județean de Urgență. În continuare pe acțiunile dumnealor, vă rog, domnul Muraru, vă rog. Da, având în vedere aspecte, domnul prefect, nu pot fi altă problemă. Situația este în dinamică în momentul de față. Se lucrează la capacitate maximă cu două trei de serviciu. A fost ajutate de acasă colegii din toate aflate pe armele și se lucrează pentru următoarea efecte negative. Căutăm orice locul ce poți în acest obiectiv destul de mare. Despre cauza? Situația sau cauza problemei incendiu este în curs de cercetare pentru că va face drept pe unei comisii la nivelul instituțional administrativ de a se pronunța în acest lucru. Deci, obiectivul era autorizat de privire la securitatea incendiului. Este un obiectiv care a fost autorizat în dinamică din 2010-2014 și ultima autorizație a fost în luna martie 2024. Doamna doctor, ce ne puteți spune despre starea de cazul la Tambo, primul și meu unitate alimentară? Situația este dramatică, vedem ce efectele sau se efectuau la momentul în care s-a produs deflagrația și explozia care a fost urmată de incendiu. În funcție de situații, vom reveni în comunitate. Se simte miros de ceva, ați fost în interior? Sunt un miros care se simte și de fapt, la urmă. Angela? Am luat legătura inclusiv cu centrul de transfuzie în eventualitatea în care vom avea nevoie de sânge, am fost asigurați că avem aceste rezerve, dar dacă va fi nevoie în plus, vă vom ține la curent. O secundă să avem tot cadrul? Am avut intervenția fost evacuate de echipaje din locul preluate de echipaje din intervenție, evaluate, stabilizate, evacuate către spital. Pastorul echipajul nostru nu știe la saj. Urma evaluării s-a constatat că majoritatea victimelor prezentau arsuri de gradul 2 a 2 drept, tracheperd, cranian, orace anterior de între superioare. Au fost două victime care prezentau traumatisme minore provenind din spațiu exterior. Explozie erau la terasă. Plăci la metru și pe gradul superior. Câți dintre erau în care gradul? Trei victime care au plecat pe elicopterul la București. Au fost și astăzi de căierini? Da. Toți trei care au fost intubați.